Continuăm în continuare cu domnul Mihai Fifor, este reprezentant al Partidului Social Democrat, aflat în legătură directă cu noi. Bună ziua! Salut, bună! Domnule Fifor, ascultam ce spunea candidatul liberal la Primăria Generală a Capitalei și acesta este extrem de optimist în contextul în care spunea că nu a mai fost primar, spre deosebire de ceilalți trei contracandidați importanți ai domniei sale. Spunea inclusiv despre Gabriela Firea că i-a aprobat acest fotoliu de primar în perioada 2016-2020 și a arătat ce poate. Iar în concluzie spunea că ceilalți nu au un plan și o viziune pentru capitală. Dumneavoastră, cum vedeți, este un avantaj pentru Sebastian Burduja că nu a mai fost primar și o dezavantajează pe Gabriela Firea mandatul pe care l-a avut în perioada 2016-2020? Domnul ministru Burduja spune un lucru adevărat, dar la ce mă refer când zic lucrul acesta? Mă refer la faptul că, da, Gabriela Firea a fost pe fotoliul de primar general al Capitalei și a demonstrat, cred că este singura care cu adevărat a demonstrat ce poate și ce știe și a demonstrat că se poate face administrație de cea mai bună calitate, cu viziune, cu proiecte serioase. Așa că, na, nu știu ce va face domnul Burduja cu viziunea domniei sale, probabil că va continua să o prezinte și după 10 mai viziunea asta. Cert este că noi pe 10 mai vom avea din nou primarul general al Capitalei, pentru că doamna Firea, repet, a demonstrat, a arătat că se pot face lucruri foarte serioase și cred că merită să meargă mai departe pentru a-și continua proiectele acestea care sunt importante pentru bucureșteni. Cred că a trecut vremea improvizațiilor lui Nicu Șordan și a poveștilor frumos spuse. Haideți să ne uităm și pe portofoliul fiecărui candidat și să vedem dacă cu adevărat știu ce au de făcut și dacă cu adevărat au ce pune în fața bucureștenilor, dar în mod concret nu viziuni de campanie care ulterior se sting și nu mai știe nimeni de ele. Domnule Fifor, spuneați că a arătat ce poate Gabriela Firea în mandatul pe care l-a avut, însă vă reamintesc că a pierdut în fața actualului edil al Capitalei alegerile, în fața lui Nicu Șordan. Așadar, vedem că bucureștenii, în urmă cu aproape 4 ani, nu au mai văzut o opțiune în Gabriela Firea. De ce credeți că de data aceasta ar vedea? Eu cred că e nevoie de o analiză mult mai aprofundată decât atât. 2020 a fost un an cu totul special, ca să spun. A fost un an, în primul rând, al pandemiei, un an în care foarte multă lume nu a ieșit la vot. Să nu uităm că partidul nostru venea după un an 2019 foarte, foarte complicat și am avut foarte mult de recuperat. Orice am spune, din punct de vedere politic, și activitatea primarului general Gabriela Firea la vremea aceea a fost afectată de, hai să zicem, de perioada complicată a partidului nostru în acele momente. Prin urmare, nu cred că 2020 este un an la care putem să ne raportăm atunci când facem o analiză a mandatului Gabrielei Firea. Capitalei se raportau și la zilele în care aveau sau nu apă caldă, de exemplu. Bun. Acum, dacă ne luăm după criteriul distribuției de apă caldă, Nicu Șordan trebuia demis în secunda a doi după ce și-a luat mandatul. Să nu uităm cu ce slogan a ajuns Nicu Șordan primar general al Capitalei. Iată, au trecut 4 ani și în continuare apa aceea caldă promisă de Nicu Șordan instant nu a ajuns nici acum în casele bucureștenilor. Așa că eu nu cred că ce povestește Nicu Șordan merită luat în seamă. La urma urmei, Nicu Șordan stă călare pe proiectele Gabrielei Firea și încearcă să ducă la bun sfârșit proiectele Gabrielei Firea, proiecte de schimbare a rețelelor de termoficare în București, proiecte de sistematizare a circulației în București, adică acele chestii foarte, foarte complicate cu care se confruntă bucureștenii în fiecare zi în capitală. Domnule, în opinia dumneavoastră, încurcă candidatura lui Cristian Popescu Piedone planurile Partidului Social Democrat, planurile Gabrielei Firea, pentru că vedem că acesta a refuzat să se retragă din cursă, asta deși au fost făcute apeluri inclusiv de la vârful partidului spre domnia sa?
Nu cred că încurcă planurile lui... Știi că împarte același bazin electoral cu Gabriela Firea, Cristian Popescu Piedon. Mai mult sau mai puțin, mai mult sau mai puțin. Nu e neapărat obligatoriu să fie aceiași votanți. Fiecare, până la urmă, are și votanții săi, nu neapărat votanții social-democrați, sunt votanții lui Popescu Piedone. Dar cred că intrarea în cursa Gabrielei Firea în sfârșit pune lucrurile într-un făgaș normal și în sfârșit scoate pe piață candidat serios care să poată cu adevărat să câștige primăria capitalei în folosul bucureștenilor. Exact ceea ce va face Gabriela Firea pe 9 iunie. Interesant, și aceasta este ultima întrebare, este că totuși, deși o considerați ca fiind cea mai bună, nu ați propus-o pe Gabriela Firea din primea, ci ați mers cu acel candidat comun. Vorbim despre medicul Cătălin Cârstoiu. Aș face acum o analiză pe chestiunea aceasta. Acolo au fost sondaje făcute, acolo s-au căutat cele mai bune soluții în acel moment. S-a căutat un candidat care să poată să adune în jurul său întregul bazin electoral, atât al Partidului Național Liberal, cât și al Partidului Social Democrat. Decizia corectă, zic eu, este în momentul de față ca fiecare să meargă pe culoarul său și o să vedem, repet, pe 9 iunie când numărăm voturile dacă această decizie a fost corectă. Eu cred cu toată tăria că este o decizie corectă și că din 9 iunie Gabriela Firea va fi primarul general al capitalei.